N-aș putea să încep altfel decât așa cum am încheiat cântarea, zicând un aleluia. Amen. Dragii mei mă uit cu bucurie în această seară spre dumneavoastră cei ce sunteți adunați la Biserica menora și spun că mă uit cu bucurie pentru că dumneavoastră sunteți în această luni seară aici cu un scop. Nu cred că ați venit nici. De dragul cântării, nici de dragul predicării cât ați venit de dragul Domnului. Amin. Și Domnul a spus așa. Cine caută, găsește. Mă rog Domnului, ca în această seară, fiecare dintre noi să-l găsim pe Domnul, și în cântare, și în predicare, și în tot ce se face în locul acesta. Am siguranța deplină că noi toți suntem sub binecuvântarea Domnului. Înainte de a începe slujba de aici, eu m-am bucurat să intru acolo într-o cameră de rugăciune și m-am bucurat când mai mulți bărbați ai rugăciunii și-au pus mâinile peste mine și-au cerut de la Domnul binecuvântare. Și vreau să știți ceva. Știu că ei s-au rugat și înainte, probabil pentru toți cei de aici, dar vreau să știți ceva și eu m-am rugat pentru dumneavoastră. Și în această seară, toți suntem în așteptarea binecuvântării lui Dumnezeu. Pentru că el, Domnul, ascultă rugăciunea și el va lucra în așa fel încât fiecare dintre noi să plecăm de aici plin de binecuvântare cerească. Nu e așa că deja ne-am bucurat de binecuvântările Domnului prin cântarea fraților Strugariu? Ne-am bucurat deja. Domnul să-i binecuvânteze și pe ei, Domnul să binecuvânteze inimile noastre ale tuturor și să putem în continuare să rămânem credincioși Domnului. Vă mulțumesc, frate pastor pentru invitația de a putea să fiu cu Biserica Menora în această seară. Este pentru mine o bucurie reală să revăd frații și surorile care se închină aici. Și trebuie să vă spun că m-am bucurat încă înainte de a intra în adunare când m-a întâmpinat o soră care mi-a zis, nu știu dacă mă mai cunoașteți, dar zicea, m-ați botezat cu mulți ani în urmă pe la Elim. Și am zis, uite ce, ce lucru bun. Și sora aceea mi-a mai spus un lucru. Cu câțiva ani în urmă, diavolul a vrut să-mi dea o lovitură de moarte. Și am înțeles ceva. Că cel ce a păzit-o a fost Domnul. Am. Ei bine, dragii mei, vreau în această seară să înțelegem că noi toți suntem păziți de puterea cea mare a Domnului. Din textul pe care l-am citit în această seară, la începutul serviciului, lăsați-mă să recitesc trei versete. Versetele 26, 28 și 31 din Matei 10. Matei 10, uitați-vă, versetul 26. Vă rog să fiți atenți la ce citesc. Că după aia vă pun și întrebări. Așa că să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Versetul 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul, și trupul în genă. Versetul 31. Deci, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrabii. Și acum, întrebarea. Care este cuvântul pe care în fiecare dintre aceste versete Domnul l-a rostit și eu l-am accentuat verbal. Nu vă, nu vă temeți! Dragii mei, e bine că am remarcat cu toții lucrul acesta. În trei versete, Domnul de trei ori ne spune, nu vă temeți. Dar ne zice totuși să ne și temem de cineva. De Cel ce sus. Dragii mei, realitatea este că trăim într-un veac în care domnește teama. Nici când mai mult decât acum, în secolul 21, nu s-a vorbit mai mult de anxietate. Nu s-a vorbit mai mult despre fobie, despre teamă. Nici când mai mult decât acum. Vedeți, dumneavoastră, există o frică naturală, normală. Dacă nu s-ar teme, bietul iepuraș de câine. Dacă nu s-ar teme de câine, ce-ar fi cu bietul iepuraș? Dar frica îl scapă. E bună teama aia. Numai că, dragii mei, în viacul în care trăim, diavolul a reușit să presare peste rasa umană o serie întreagă de fobii și de frici iraționale, temiri. Citeam despre cineva care timp de 31 de ani n-a ieșit din casă pentru că se temea de spații deschise. Nu îndrăznea să deschidă ușa. 31 de ani să stai închis de teamă? Am citit despre cineva care era șofer de tir și cerea soției să lege de scaunul lui acolo în uh, tirul lui, pentru că zicea că se teme când trece peste nu știu ce pod cu tirul, să nu coboare și să se arunce în apă. Avea fobia asta. Există fricii raționale și din nefericire, Oamenii au ajuns să fie plini de tot soiul de frici. Însă în seara aceasta, vestea bună pe care o avem este că Domnul însuși, acela care este stăpân peste toate lucrurile, a zis și în dreptul nostru celor de la Menora, nu vă temeți. Dragii mei, sigur că eu zic păzească Domnul pe orice om de fricile acele iraționale. Însă știți dumneavoastră că temerile au ajuns să cuprindă societatea până acolo, încât sunt oameni care nu dorm noaptea de teamă că ce va fi în ziua de mâine, alții nu pot să doarmă de grija a ceea ce va fi în viitor. Și are grijă diavolul să împrăștie sămânța fricii și a temerii peste tot. Însă, dragii mei, dacă Domnul ne spune, nu vă temeți, este pentru că noi avem motive serioase să nu ne temem. Lăsați-mă să vă spun astăzi de ce cred că nu e drept să ne temem când îl avem pe Domnul ca mântuitor, când îl avem pe Domnul ca stăpân în viața noastră. În primul rând, dragii mei, pentru că întotdeauna adevărul va triumfa. Aseară eram în biserica noastră și printre biletele de rugăciune care vin și le prezint bisericii la sfârșit, două surori se rugau și ziceau așa, chemăm biserica să se roage împreună cu noi, pentru că la noi, la servici, Domnul să ne dea o biruință, pentru că s-a făcut o nedreptate și ne temem să nu suferim pe nedrept. Și am zis, iată o teamă, ne temem să nu suferim pe nedrept. Ei bine, bucuria pe care o am este să vă spun că Iisus Hristos pe care îl predic în această seară este calea, adevărul și viața. Și până la urmă, peste toate lucrurile, adevărul va triumfa. Trăim într-un veac în care există atâta dezinformare, nu vedeți dumneavoastră, teoria ale conspirației din toate părțile, oamenii se tem de ceea ce se întâmplă, sunt minciuni de tot felul care sunt prezentate pe scară largă oamenilor și au dreptul oamenilor, oamenii să se teamă, însă mai zic o dată, adevărul va triumfa. Și minciuna și lucrurile acestea care creează teamă și fobie vor trebui să rămână de rușine și să plece. Și vă mai spun încă un lucru în care am de plină încredere. De ce avem motive să nu ne temem? Pentru că el adevărul va triumfa, dar și pentru că Dumnezeul căruia ne închinăm este un Dumnezeu suveran. E unul care stăpânește peste toate lucrurile. Atenție, el e stăpân peste orice om. El este stăpân peste orice fenomen natural. El este stăpân peste condiția vieții noastre, peste tot ceea ce vedem în jurul nostru, El este stăpân și un singur cuvânt dacă îl rostește El, lucrurile iau ființă, lucrurile se schimbă. Oamenii nu ne pot face niciun rău. Sau să zic așa. Cel mai rău lucru pe care ni-l pot face oamenii este să ne omoare la un moment dat dar de Domnul nu ne poate despărți nimeni. Și lucrul acesta contează. Dragii mei, pe de altă parte și aici aș vrea să încercăm să ne oprim cu învățătura noastră din această seară, din cuvânt, Dumnezeu este Cel ce ne poartă de grijă într-un mod aparte, fiecăruia dintre noi. Mai zic o dată, Dumnezeu ne poartă de grijă fiecăruia dintre noi, oriunde ne-am aflat noi în casa aceasta de rugăciune de la un capăt la celălalt, din dreapta în stânga. Orice om de aici trebuie să știe, Dumnezeu este Cel ce ne poartă de grijă. Și când Dumnezeu ne poartă de grijă, nu e ca și cum ne-ar purta de grijă un om. Ați fost atenți la ce am citit în Scriptură? El vede pasărea când cade de, din aer pe pământ. El vede părul când ne cade din cap. Și ascultați-mă, e cuvântul pe care vi-l aduc în această seară. Noi suntem mai de preț decât multe vrăbii. De ce să ne temem? În seara aceasta, dragii mei, trebuie să recunoaștem că lupii sunt peste tot. Dar deasupra tuturor lupilor suntem noi cei păziți de puterea cea mare a Domnului. De ne uităm în jur, vedem război în Ucraina, război în Israel. De ne uităm în jur, vedem că se vorbește despre boli, se vorbește despre pericole de un fel sau altul, se vorbește despre necazuri de un fel sau altul, se vorbește despre război biologic, auzim vorbindu-se despre revolte de stradă, auzim vorbindu-se chiar despre biserici invadate de răufăcători, auzim despre creștini martirizați, auzim despre teroare și terorism. Însă de ce să nu ne temem? Și în această seară vă rog să mă îngăduiți să vă pun înainte câteva motive pentru care suntem îndreptățiți să trăim în viacul acesta plin de teamă și de fobie, plin de frici raționale. Vreau să vă spun care sunt motivele pentru care noi nu avem dreptul să ne temem. 1 Petru, capitolul 1 cu versetul 5. Ia uitați-vă dumneavoastră ce spune aici cuvântul Domnului. Nu m-aș supăra de fel dacă tot vedeți versetul în față, să-l citiți împreună cu mine. Ce ziceți? Haideți să-l citim că se întipărește mai bine. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Știți cine sunt acei voi? Noi cei ce suntem în seara aceasta aici la Menora și toți aceia care îl caută pe Domnul Isus Hristos cu credincioșie. Dragii mei, de ce să nu ne temem? În primul rând, pentru că Dumnezeu este preocupat de lucruri mici și nensemnate din lumea aceasta. Ce înseamnă asta? Vreau să-ți aduc aminte că tu nu ești unul mic și nensemnat în lumea aceasta, pentru că ești Coroana creațiunii lui Dumnezeu este o făptură făcută după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu pe care îl predic în această seară este preocupat de lucruri mici și neînsemnate din lumea aceasta. Și asta mă încurajează să zic, dacă Domnul se preocupă de lucruri mici, înseamnă că El se preocupă și de mine și de bunăstarea mea. Dragii mei, vrăbile, pentru că ați auzit ce a zis cuvântul Domnului prin prin rostirea Domnului Isus Hristos. Voi sunteți mai depreți decât multe vrăbii și a zis Domnul că nici o vrabie măcar nu cade la pământ fără știrea Domnului. Uh, nu știu dacă v-ați gândit, oare sunt păsări mai neînsemnate decât vrăbile? Așa, din ce cunoaștem noi. Vrăbile nu impresionează prin cântec. Dacă ascultați o ciocârlie, ea impresionează prin cântec. Dacă ascultați o privighetoare, ea impresionează prin cântec. Are talent deosebit. Are, are un cântec deosebit. Vrăbile nu impresionează prin cântec. Trebuie să vă spun că nu impresionează nici prin frumusețe. Dacă le compari cu alte păsări, dacă te uiți la o vrabie, așa, cenușie, cum este ea, maronie, te uiți la o biată vrabie și te uiți la un porumbel. E o diferență în penajul unuia sau altul și acelelalte, o diferență mare. Vrăbile nu impresionează nici prin frumusețea lor, nu impresionează nici prin cântecul lor, nu impresionează nici prin mărimea lor. Atât e ca să de mici, le prinzi într-o mână. Nu impresionează prin nimic. Cele mai ieftine, dacă vreți, cele mai ieftine păsări care pot să existe nu le făcea absolut nimic, nu aveau care să le facă dorite sau care să le facă căutate. Eventual erau izgonite. Și totuși, Dumnezeu le vede și se preocupă de fiecare dintre ele. Le păzește și le poartă de grijă. Mă uit câteodată la noi acasă. Ca la fiecare dintre noi, mai avem firimituri pe masă. Și nu ne plac firimiturile, nu-i așa? Le ia soția mea, așa câteodată, le ia de pe masă și ce se face cu ele, se duce direct în curte. Le aruncă. Ia, gândiți-vă, dumneavoastră, cine vine repede la firimiturile acelea? Bietele vrăbii. Vin îndată și stau eu acolo în spatele geamului, mă uit la soția mea care aruncă firimiturile, mă uit la vrăbiile acelea și zic, Doamne, cât de mare ești. Pentru că eu nici nu m-am gândit la firimitura aceea care cade. Dar tu, Dumnezeule, te-ai gândit că ai desăturat o vrabie. Dumnezeu poartă grijă de cea mai neînsemnată făptură de vrabie aceasta. Și nu numai de vrabie, ascultați-mă bine, El poartă grijă de natura întreagă. Am venit în coace cu atâta bucurie, m-am uitat, mi-am scăldat ochii, mie mi-e tare dragă primăvara, mi-am scăldat ochii să văd pădurile deja, să văd verdele acestea atât de prospăt verdele acesta crud. Am stat și am zis, Doamne, cum porți Tu grijă de toate. Și știți, dumneavoastră, El poartă grijă de păsări, El poartă grijă de animale, El poartă grijă de natură. Toate au fost create și au fost păstrate cu înțelepciune. De ce vă spun toate acestea, dragii mei? Pentru ca să înțelegem că Dumnezeu este preocupat de lucruri mici și neînsemnate din lumea aceasta. Și atunci mă întorc la noi dacă poartă Domnul grijă de vrăbi. Nu credeți că El poartă grijă de noi? Nu credeți că El are grijă de noi și de nevoile fiecăruia dintre noi? De ce să-L lăsăm pe deavolul să ne ispitească și să ne spună că noi nu contăm în economia lui Dumnezeu, că noi nu însemnăm mare lucru? Dragii mei, e drept, zice cuvântul, că și le cad. E drept că și ele cad. Dar știți ce ne spune Scriptura? Că niciuna nu cade fără știrea lui Dumnezeu. Uh, și peste copiii lui Dumnezeu vin necazuri câteodată. E drept, și peste ei vin necazuri. Există concepția greșită, concepția falsă, că odată ce te-ai întors la Domnul, nu mai ai niciun fel de probleme. N-aș vrea să vă înșelați amarnic. Nu, dragii mei, probleme sunt. Scriptura spune că ploaia lui Dumnezeu cade și peste cei buni, cade și peste cei răi. Ploaia pe care o dă Dumnezeu vine și peste unii și peste alții. Soarele strălucește și peste unii și peste alții. Bola vine și peste unii și peste alții. Șomajul vine și peste cei buni și peste cei răi. Lipsurile vin și peste cei buni, vin și peste cei răi. Moartea vine și la cei buni, vine și la cei răi. Însă, dragii mei, vreau să vă duc aminte că vine o zi când se va vedea deosebirea dintre cei ce slujesc Domnului și cei ce nu-L slujesc pe Domnul. Zicea prorocul Maleahi în capitolul 3, versetele 16, 17 și 18, următoarele cuvinte, fiți atenți numai. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere a, a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstez numele lui. Versetul 17. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, Îmi vor fi o comoră deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cu mare milă, un om de fiul său care îi slujește. Și versetul 18. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește. Dragii mei, și păsările cad. Și cei credincioși se întâmplă să se întâlnească cu greul. Dar țineți minte un lucru. Dumnezeu întotdeauna pe ai săi la capăt vine să-i ridice. Diferența se vede la urmă. Dragii mei, nu pot să cadă vrăbiile decât numai prin voia și prin îngăduința Tatălui. Pentru că nimic în universul acesta nu mișcă fără voia și fără îngăduința Tatălui, fără hotărârea lui Dumnezeu a Tatălui Ceresc. Nici virusii nu mișcă fără îngăduința Lui. Nici necazul nu se apropie de tine fără îngăduința Lui. Nici boala, nici persecuția, nici războiul, nimic nu vine fără îngăduința Lui. Noi Aici vedem doar o bucățică din planul lui Dumnezeu. Când spun o bucățică, ați văzut dumneavoastră un puzzle vreodată, un joc din acela cu piese multe pe care le potrivești și le pui la oaltă. Te uiți la câte o bucățică din aceea și nu înțelegi nimic. Nu înțelegi care-i rostul ei, nu înțelegi ce se întâmplă cu ea. Dar când o pui în întregul acela, atunci îți dai seama și zici, Doamne, ce mult înseamnă o bucățică din asta în întregul acesta mare. Dragii mei, tot ce ni se întâmplă, tot ce se întâmplă în viața noastră, are un scop și aș vrea să înțelegem lucrul acesta, fiecare dintre noi. Dacă am vrea să înțelegem că Dumnezeu are un plan și un scop cu noi, n-avem decât să ne uităm pe ultimele pagini ale Scripturii și să vedem ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, oamenii. Ei bine, dragii mei, un alt motiv pentru care nu, nu suntem îndreptățiți să ne temem, să ne lăsăm copleșiți de teamă este faptul că Dumnezeu este preocupat de cele mai mici detalii ale vieții noastre. În viața noastră, dacă El poartă grijă de cele mai mici lucruri din lumea aceasta, vreau să spun că El poartă grijă de cele mai mici detalii din viața noastră. Cât despre voi, zicea versetul 30, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Uh. A avut cineva dintre dumneavoastră curiozitatea să-și numere părul de pe cap? Veți zice, dar nu putem, frate, nu avem cum. Ați spus pe cineva să vă numere firele de păr din cap? Sunt sigur că niciunul n-ați făcut nesăbuința asta. De ce n-ați făcut-o, dragii mei? Avem mult păr. blonzii au vreo 140.000 de fire de păr pe cap, care au tot părul pe cap, blonzii bruneții au cam 105.000 105 de fire de păr pe cap. Oamenii cu părul roșcat au la 90.000 de, de fire de păr pe cap. Ei bine, dragii mei, cine dintre noi poartă grijă de firul 450? Cine știe care e firul 450? Dar cine știe care-i firul 1025 din capul nostru? Habar nu avem de asta. Ei bine, dragii mei, vreau în această seară să vă aduc aminte că Dumnezeu cunoaște fiecare fir de păr din capul nostru. El știe tot ce e pe capul nostru. Și dacă știe tot ce e pe capul nostru, știți că El știe tot ce e în capul nostru? Știe tot ce e în capul nostru, știe gândul nostru, teama noastră, frica noastră, îngrijorarea noastră. Toate le vede Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu le vede pe toate, aș vrea să înțelegem că El se preocupă de cele mai mici amănunte din viața noastră. Gândește-te doar la ziua de astăzi. Poate astăzi ai zis, oh, am fost luat prin surprindere de un lucru anume. Știi că Dumnezeu niciodată nu e luat prin surprindere? La Dumnezeu nu există accidente, nu există întâmplare, ci toate lucrurile le știe El, Dumnezeu. Biblia ne prezintă o întâmplare interesantă, cunoscută nouă tuturor, despre Iosif, care a fost vândut de frații săi și a ajuns să fie sclav în Egipt. Acolo a ajuns în casa lui Potifar, apoi nevinovat, cu totul nevinovat a ajuns să fie aruncat în închisoare și după închisoare, după ce a suferit ani mulți, vreo 13 ani de suferință, a fost scos din închisoare și înălțat la o poziție de demnitate națională acolo în Egipt. Și au venit frații lui care l-au vândut. Când li s-a descoperit, oamenii aceia s-au rușinat de răul pe care l-au făcut ei. Știți ce le-a spus Iosif? Voi Negreșit, voi ați vrut să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu, deasupra ceea ce ați gândit voi, a fost Dumnezeu care a pregătit toate lucrurile în mod minuțios. Ce aș vrea să înțelegem, dragii mei? Nimic din ce ni se întâmplă nu este ieșit de sub controlul lui Dumnezeu. Și aș vrea în această seară să vă îndemn, să vă rog fierbinte, înțelegeți dumneavoastră cei ce sunteți la Menora în Caransebeș, că noi avem cea mai puternică garanție într-o lume plină de fobii, într-o lume plină de temeri. Noi, dacă-L avem pe Dumnezeu, avem toate motivele să nu ne temem. Uh, dacă ne uităm la istoria biblică, la un moment dat, poporul lui Israel era într-o condiție foarte grea, într-o condiție cumplită în Egipt. Rob de 400 de ani aproape în țara Egiptului, dar Dumnezeu zisese așa, că după 400 de ani poporul acesta va fi scos cu mână tare și cu braț puternic din robie. Și se apropiau cei 400 de ani. Și interesant, omul care stătea pe tronul Egiptului, Faraon, a dat un decret și a zis, ca să mă asigur că nu este nicio șansă pentru evrei aceștia ca să scape de aici din robie, a dat poruncă și a dat decret ca toți băieții care se nasc în poporul lui Israel să fie uciși. La început a cerut moșelor să-i ucidă, n-a ieșit bine treaba și atunci a dat decret să fie aruncați în Nil. Numai că se apropia ceasul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis, voi scoate poporul acesta cu mână tare și cu braț puternic din robia egipteană. Și știți ce s-a întâmplat? Zice scriptura, în termeni foarte simpli, noi citim câteodată așa de ușor, un om din casa lui Levi a luat de nevastă pe o femeie din casa lui Levi, doi oameni credincioși au format familie și în casa lor s-a născut un copilaș care, conform decretului lui Faraon, trebuia să fie aruncat în Nil, trebuia să moară. Însă vreau să vă duc aminte că deasupra faraonilor din lumea aceasta, deasupra marilor imperii, stă Dumnezeul la tot puternic. Și știți ce s-a întâmplat? Mie mi s-a părut și mi se pare foarte interesant când mă uit la pasajul acela din Scriptură. L-au ținut trei luni de zile părinții, nu s-au îndurat să asculte de decretul lui Faraon, l-au ținut ascuns. Și vă rog să nu uitați un copil până la trei luni, ăsta plânge în casă. Cum de nu l-a auzit nimeni? Treceau gărzile lui Faraon prin ținutul Gosen. Nimeni nu l-a auzit plângând. De ce? Când te păzește Dumnezeu, ești păzit cu adevărat. Nu l-au auzit plângând, dar după trei luni s-a întâmplat ceva. Frica a venit peste părinții lui Moise și la un moment dat au zis așa. Nu mai putem să-l ținem, riscăm să ne pierdem viața cu toții. Au luat un sicriaș. Când zic sicriaș, la ce vă gândiți? La ce vă gândiți? Ce, ce înseamnă sicriaș? Sau sicriu? Moarte, nu-i așa? Au luat sicriașul, au luat copilul și l-au pus în sicriu. Știți ce era asta? Din punct de vedere al părinților. Îl plasăm spre moarte. Și l-au dus să-l pună pe apa nilului. Pe apa nilului pericol. Acolo pot fi vârtejuri, acolo pot fi crocodili, acolo se poate răsturna râu curgător, fluviu curgător, se poate răsturna sicriașul. Au pus sicriașul acolo. Dar ascultați bine ce s-a întâmplat. Poate vom zice noi, nu știm cum și nu știm de ce. Însă când ținem Scriptura în mână, știm tare bine de ce. Dintr-o dată fiicei lui Faraon i-a venit dorința să se ducă să se scalde. Și interesant unde s-a dus să se scalde. Acolo unde avea să treacă Sicriașul purtat de valuri. Și dintr-o dată, ce-i ce lui Faraon să se ducă la scaldat? Vom zice noi, așa s-a întâmplat. Coincidență. Nu a fost nicio coincidență. La Dumnezeu nu există coincidență. Există aranjamente dumnezeiești. Și în această seară eu stau înaintea dumneavoastră să vă aduc aminte că Dumnezeul acesta care a zis să nu ne temem este Dumnezeul care vechează asupra fiecărui detaliu. Până și ce este în capul tău știe El. El știe ce e în capul celor ce conduc lumea aceasta. El știe ce e în capul fiecărui om. Și a ieșit fica lui Faraon să se scalde. Și dintr-o dată Dumnezeu a făcut, ca să vedeți, Dumnezeu controlează gândul, controlează și simțământul. Dintr-o dată i s-a făcut milă. A auzit scâncet de copil, a zis, aduceți-l. Era la mintea oricui că e un copil al evreilor care trebuie să moară. Și dintr-o dată ei s-a făcut milă și a zis, nu-i nimic, îl iau la palat. Îl iau să-l duc la palat. Vă dați seama ce înseamnă un Dumnezeu suveran? Faraon a zis așa, orice copil de parte bărbătească dintre evrei trebuie să moară. Și Dumnezeu, zice Psalmul 2 așa, Dumnezeu șade în ceruri și râde de din ăștia care fac planuri. Dumnezeu a făcut ca Moise să fie crescut chiar în casa lui Faraon. Nu e interesant? Chiar în casa lui Faraon, să mănânce la masa lui Faraon, să doarmă în casa lui Faraon, să fie păzit de gărzile lui Faraon, să găsească confortul casei lui Faraon. De ce toate acestea? Pentru că deasupra tuturor lucrurilor este Domnul. Și aș vrea să înțelegi în această seară, tu care ești aici la Menora, în Caransebeș, aș vrea să înțelegi că cel ce poartă grijă vieții tale este Dumnezeu. Și în această seară, dragul meu, aș vrea să înțelegi că El este interesat și preocupat de fiecare detaliu din viața ta. El e preocupat de cele mai mici lucruri din această lume. El este preocupat de cele mai mici detalii ale vieții tale. Și mai spun un lucru. Dumnezeu este preocupat de tine și atunci când vin așa numitele necazuri în viața ta. Să nu crezi că ești uitat de Dumnezeu. Zice versetul 31. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Pentru vrăbii l-a dat Dumnezeu pe singurul său fiu? Dar pentru cine l-a dat? Pentru oameni. Pentru cine a murit Hristos dacă nu pentru oameni? Și atunci, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte când treceți prin greutăți când treceți prin necazuri de un fel sau altul, nu uitați, Dumnezeu nu vă lasă și nu vă părăsește. Când înțelegi că Dumnezeu este preocupat de tine personal și de cele mai mici detalii din viața ta, ar trebui să plece frica de la tine. nu e așa? Când te temi, când ești ispitit să te temi, adu-ți aminte că Domnul este preocupat de tine. Mai mult decât atât, când înțelegi preocuparea Domnului pentru tine și pentru viața ta, ar trebui să dezvolți încredere în Dumnezeu în momentele acelea de confuzie, în momentele de încercare, ceea ce noi nu înțelegem și nu știm. Dumnezeu știe foarte, foarte bine. Preocuparea Lui pentru noi ar trebui să ne dea speranță fiecăruia dintre noi. Tocmai asta vrea diavolul să facă în viețile oamenilor astăzi. Nu vedeți că sunt atâția oameni care și-au pierdut nădejdea. Dragul meu, dacă își pierde nădejdea un om care n-a auzit de Dumnezeu, îl înțelegi. Dar tu, care ești un om care stai într-o casă de rugăciune, aș vrea să înțelegi astăzi că Dumnezeu este preocupat de fiecare detaliu din lumea aceasta, Dumnezeu e preocupat de fiecare detaliu din viața ta și aș vrea să înțelegi că și atunci când vin necazuri, tu ești sub privirile Domnului. Nu există accident înaintea lui Dumnezeu, nu există noroc, nu există șansă. Ci toate lucrurile sunt fie cauzate de Dumnezeu, fie îngăduite de Dumnezeu, tot ce se întâmplă în lumea aceasta. De aceea vreau să te chem astăzi. Rămâi încrezător pe brațul Domnului. Vreau să vă dau un exemplu din Scriptură. A fost un om cu numele Iov, despre care Scriptura ne vorbește. Omul acesta, știți ce s-a întâmplat cu el? La un moment dat a venit necazul peste casa lui, un necaz îngăduit de Dumnezeu, pentru că diavolul l-a cerut să-l cearnă, diavolul l-a cerut să-i se îngăduie, să se atingă de Iov. Și Dumnezeu i-a dat această îngăduință, dar și-a propus Dumnezeu să-l păzească pe Iov. Și încrederea lui Iov a rămas neclintită. Știți ce s-a întâmplat? Într-o singură zi, Iov a pierdut totul. Ăsta da necaz. Într-o singură zi și-a pierdut familia, într-o singură zi și-a pierdut averea toată, tot, tot, tot a pierdut. Și a stat și s-a uitat la mâinile lui goale, s-a uitat în jurul lui și a văzut că familie nu mai are, copiii lui au murit cu toții. Apoi s-a uitat în sus și a zis, gol am ieșit din pânte cele maicii mele, gol mă voi întoarce în țărână. Și apoi, a zis Domnul a dat, Domnul a luat, fie binecuvântat numele Domnului. Dragii mei, este exemplul omului care știe că Dumnezeu îi poartă de grijă și în necaz. Când își pierde sănătatea, pentru că mai apoi și-a pierdut și sănătatea, și de acolo, de pe grămada de gunoi, s-a ridicat în picioare și a făcut o declarație extraordinară de credință și a zis: Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și la urmă se va ridica pe pământ. Dragii mei, știți ce spune scriptura? Că Dumnezeu l-a binecuvântat în mod deosebit pe Iov, i-a redat tot ceea ce pierduse, i-a dat binecuvântări nespus mai mari și a rămas pe paginile scripturii ca un om care, încrezându-se în Domnul rămâne ca un model pentru noi toți. Dragii mei, în această seară, oricine sunteți dumneavoastră, cei ce ați venit la Biserica Menora din Caransebeș, aș vrea să mă îngăduiți să vă duc aminte că dacă o vrabie are preț înaintea Domnului, dacă un fir de păr este băgat în seamă de Domnul, înseamnă că Domnul este în controlul tuturor lucrurilor și îndrăznesc să spun în această seară așa, nici eu n-am ajuns întâmplător la menora astăzi. M-ați auzit că am mulțumit păstorului că m-a invitat, dar dincolo de păstor a fost domnul care i-a pus gândul să mă cheme. Dar mai știu ceva. Nici tu n-ai ajuns întâmplător la menora în această seară. Puteai să fii oriunde în altă parte. Dar Dumnezeu, care dirijează toate lucrurile, a aranjat în așa fel toată situația, ca în această seară tu să fii aici și să înțelegi că tu ești mai de preț decât o vrabie. Tu ai preț în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine Dumnezeu a dat totul. Și când înțelegi că Dumnezeu a dat totul, aș vrea să înțelegi că tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Așa se măsoară valoarea ceva. Valoarea se măsoară prin prisma a ceea ce se dă în schimb pentru tine Dumnezeu a dat în schimb pentru tine și de dragul tău a dat pe singurul său fiu. Asta înseamnă că tu ai preț, tu ai valoare în ochii Domnului. Și de aceea îți spun în seara aceasta, dacă Domnul te prețuiește, învață să te uiți în sus spre Domnul și te chem în această seară, învață să-l prețuiești și tu pe Domnul. Învață să-l prețuiești și tu pe el, pentru că din el avem viața, în el avem mișcarea, în el avem ființa. Toate lucrurile le avem numai datorită Lui. Și dacă suntem în seara aceasta aici, este numai datorită bunătății Lui. Zilele pe care le mai ai înaintea ta de trăit pe pământul acesta, tu nu le știi, nici eu nu le știu. El le știe pe toate. Însă în această seară Dumnezeu te-a adus aici ca să-ți aduc aminte că El este Cel ce a purtat grijă de tine. Uită-te înapoi în viața ta. Mă întorc la ceea ce îmi spunea sora noastră scumpă la începutul serviciului. În urmă cu cinci ani, dacă nu greșesc, a zis, era să. În urmă cu cinci ani a vrut să-mi ia viața de avolul. Cine a fost cel ce a păzit? Este Domnul. Gândește-te acum la tine însuți, la episoadele prin care ai trecut în viața ta și te rog să-ți aduci aminte că nimic n-a fost întâmplător, ci tot ceea ce s-a întâmplat în viața ta a fost văzut de Domnul și toate lucrurile au fost menite să lucreze împreună spre binele tău, ca să te aducă într-o seară ca aceasta aici, să înțelegi că tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu, că Dumnezeu este interesat de sufletul tău, nu doar pentru viața aceasta, ci stau înaintea ta să-ți spun că viața aceasta se duce mai repede decât ne imaginăm. Dar la capăt va trebui să stăm cu toții față în față cu acela care conduce toate lucrurile, cu acela care este preocupat de noi, cu acela care s-a uitat spre noi în fiecare zi a vieții noastre, ne-a văzut trăirea de dimineața până seara, a văzut cât îl căutăm, a văzut cât nu-l căutăm, a văzut toate lucrurile în dreptul nostru, ne-a văzut cum vorbim, a văzut cum gândim, a văzut toate lucrurile și va trebui la capăt, capăt care nu știm când va fi pentru fiecare dintre noi, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală de felul nostru de a trăi ce îi vei spune lui Dumnezeu în ziua aceea? De aceea, într-o seară ca și aceasta de evangelizare, eu îți spun ce a spus Dumnezeu, datoria fiecărui om. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, zice Domnul prin Eclesiastul. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu Va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. La lucrurile care nu se văd. De aceea eu în seara aceasta, dragul meu, vreau să te chem cu toată dragostea. Vino cu fața ta îndreptată către Isus și zic, Doamne Isuse Cristose, tu cel ce mi-ai purtat de grijă de-a lungul vieții. Ai avut în vedere seara aceasta ca să mă aduci aminte că n-am niciun drept să mă tem câtă vreme tu ești stăpânul vieții mele. De aceea vreau în seara aceasta să mă apuc de tine, să mă țin de tine și să-ți rămân credincios în toate zilele vieții mele, ca să am asigurată viața aici pe pământ și să am asigurată veșnicia cu tine. Domnul să ne dea înțelepciune, să luăm hotărâri plăcute lui Dumnezeu și folositoare vieții noastre, folositoare veșniciei noastre. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.